Utinașilor, astăzi o să ne jucăm un minigame de Roblox alături de Nocivanu. Salutare, mustiață, ce zici mustiață? Băi, am zis să-mi iau și eu o mustiață de asta super, super amuzantă, pentru că am văzut că tu ai barbă și mustiață și am zis, trebuie să-mi iau și eu. Nocivanu barbă sură. Hai să mergem să vedem. Am înțeles că minigame-ul acesta este foarte, foarte șmecher și suntem undeva la spital, Nocivane. Hai repede okay. Aici. Ia! Ai intrat? A, și aici ne stângem toți, da? Da. Ia uite aici, patul de spital. Mamă. Eu vreau să fiu pacientul. Eu vreau cum să fac? Mă pun pe pat că am obosit. Da, nu cred că merge. Ok, și acum e ceva gen story mode sau? Da, e o poveste și acum se încarcă, după care o să ajungem la spital. Și acolo or să se întâmple niște lucruri mai ciudate. Ok. Te auzi? Muzică. Muzica maestre. Muzica de la spital. Ok, cred că e spitalul de neboni sau ceva. Bă, nu știu, dar muzica asta e destul de tare, sincer să fiu. Da, cred am cam sparge timpanele. Puțin mai încet. Ok, gata, da, am dat achievement. Da, și eu, gata, am câștigat. Nu, n-am făcut nimic. Asta a fost. Oh, bă, suntem în autobuz. Da, cum ne-au pus în autobuz aici. M-au oprit tare. Doamna profesoară, ce zice, să trăiți? Bună dimineața, copii. Bună dimineața. Vă mulțumesc că ați venit. Să mergem în vacanță, în excursie la spital. Yeah! Hola, mergem la spital în excursie. Asta e să-mi vă rog să vă purtați frumos pentru a avea o zi faină. Da, da, doamna profesoară, promitem. G27 zice că da, ia uite, zici tu. Se pare că vom ajuta doctorii. Să aibă grijă de pacienți. Exact, deci noi mergem acum să avem grijă de pacienți împreună cu doctorii. Trebuie să-mi dau alte F4 din joc la cât de tare mi-am dat pe mult tot, mă interesează. Am dat eu super încet, sonoro. Oh, cica, hai să vedem doctorii, să da, hai să mergem înăuntru la spital. Băi, deci e prea tare. Și acum presupun că doamna profesoară o să ne arate drumul pe unde avem să mergem. 8 secunde. Mergem direct? Ok. Fugi de ceva. Vezi că dacă nu intrăm în spital, nu ne mai primește. Gata, 2, am ajuns. 1. La limită. La limita limitei, da. Okay, let's go. Salutare copii. Mulțumesc salutare, că ați venit, doctor. I-auzi. Eu sunt doctorul. Asta cred că de fapt e un monstru sub acoperire sau ceva. Nu știu, dar aparent vrea să ne facă turul spitalului și ce că o să ne distrăm tare mult aici. Da, mai adus într-un joc din ăsta cu o profesoară ceva și era demon. Cred că da. Ok, ia uite, Hai să facem experiență. Ia să-l vedem. La experimentul lui domnul doctor. Ia, are bută de baseball blondă. Da, și eu am. Toți au. Da, puneți și tu bută. Și eu am. Îi dau cu băta în cap. Uite, și că să ne punem jos acum și o să începem un experiment. Asta lângă Houdini, hai aici. Stai așa. Gata, frate. Ascunde băta. Nu știe nimeni. Hai, domnul doctor, că până se pun toți jos. Uite, acum copii. Ce? Suntem pe o maimuță? Nu, trebuie să alegem pe cineva. Unul dintre noi să fie. Nu, ceva nu o să fie maimuța. Eu pe Houdini și l-am votat. Deci unul dintre noi o să fie cobaiul maimuță. Ok, nu cred că e prea bine că se întâmplă asta. Oh, felicitări, Nocivane! Te-ai oferit voluntar, auzi. Da, m-am oferit, hai că m-am oferit. Nu! Dă-mă jos de aici. Bine, Nocivane. Mamă, cu X-ray. Ăsta joacă cu X-ray și caută diamante cu X-ray. Și că nu te îngrijora, asta mă face. Nu asta mă face doară, să mă îngrijorez. Nu? Da, nu mă doare. Nu, du-te cu seringa de lângă. Ce faci, mă? Ia, uite-te. Funcționează, voala ea. Nu, ceva nu mai muța. Ce? Te-a omorât? Nu știu ce. Ai mă omorât, da. Efectiv. Nu o să mă doară, da, nu o să mă doară. Și unde ești acum? Nu știu, mi-am cumpărat un revive. Ah, ok. Sunt înapoi cu voi. Salut, da, ce tare! Mamă, deci, te-am practic, făcut de Robux. Da, practic asta era. M-a omorât. Ok. Îți dau cu astea încă, mă, șobolane. Era neva de șobolan. Eu zici că o să te vedem în curând din nou. Gata, că l-am văzut, domnule doctor. Uite, e aici, Nocivanu.
Păi nu, dar cred că o să mai apară o variantă a mea. Ok. Că dacă nu-mi dădeam revive, probabil apăream doar atunci. Hai să vedem unde ne duci acum, că sunt super curios. E cineva pe patul în spital, Nocivane. Asistenta, bă. Ia uite. Nu mai avem bandaghe. Trebuie să găsim mai multe să-l ajutăm. Nu-ți fă griji. Oh, nu. O grămadă de oameni ne pot ajuta cu câte ceva. Mamă, e supărat asistenta. Uite, o să merg să vorbesc cu doctorul. Da. Yeah. Oh my god. Băi, e tare minigame, îmi place până acum. Totuși, ce mi-a făcut mie? Eu sunt curios să rămânem până în punctul în care mi-arată în ce m-a transformat urgență, pe mine. Auzi, avem o urgență, Nocivane. Trebuie să mergem să căutăm bandagele. E, dar de ce mergem cu bâta printr-un spital? Vreau și eu să știu. Păi, căutăm bandaje. Ah, ok. Fui și caută 10 bandaje. Mamă, trebuie să le căutăm pe aici? A, și da, uite, o găsit o, nu? Da, bă, da, ia uite-le aici. A, le și văd prin perete, le văd prin podea. Am luat unul. Bun, mai sunt pe jos, aparent. Hai uite, să mergem aici mai e unul. Hai să... A, las că le-au eu. M-am dus aici pe scăriță, frumos. Câte avem? 8. A, și 9. Mai sunt astea două. Mai e unul în spatele tău. Ia-l pe ăla, ia-l pe ăla, ia-l pe ăla. Bine. Bine, gata, bă. Ok, mi explică și mie cineva de ce erau bandajele aruncate prin spital? Nu știu. Acum putem să continuăm turul, auzi, zice domnul doctor. Eu sunt curios de ce avem bâta de baseball, imaginați-vă, de ce ai vrea să ai o bâtă să te aperi? Bă, dar tu ai văzut cum are fata asta aripile din pagini, gen. What? Da, din pagini de jurnal. Da. Bă, ne duce la asta. La azil. La azilul de nebun, gen. Da, ia uite aici. Insane Asylum. Okay. Mama. Hai să mi-e mergem. Frică să intru în Nocivane. Mie nu mi-e frică că mă înțeleg cu ei. Hai. Ok. Mamă, cum arată. Vreau la barbașani. Ba. Oh, mamă, vezi că e psycho, e nebun din ăla. Da, e un psihopat aici. Da, psihopat, a luat-o razna rău. Uite cum arată. Bă, cred că le liberează. Îndepărtează-te, 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 îndepărtează-te. Ba da, le liberează, zic eu. Le liberează, zici că nu-ți fac griji. Adică nu-ți fac griji, pacientul ăsta nu o să-ți facă nimic, e închis acolo. Prietenos, da, hai că vorbesc eu cu el, lasă pe neudinașule. Ce zici, bossule? Da. Se întoarce mai târziu, un pic are niște treabă. Și zice ăsta, zice al nostru psycho. Okay. Ce faceți, prieten? Sunt foarte prietenos. Ok, vezi că scrie 1337 pe el? Fata, ia uite, vreau să plec. Și are o față desenată așa cu gen roșu, știi? Da, e cam un fricoșetor. Nu puteți să plecați încă. Doctorul a spus că o să-mi aducă mâncare, adică noi suntem mâncarea, gen? Da, cred că noi suntem mâncarea. Nu cred că e prea bine. You guys. Noi suntem mâncarea, oh, nu. Azi tu ce bătă în cap îi dau. Ia, uite. Vrea să ne mănânce. Fugiți, hai ce să fugim că îi dau cu bâta noi. Vezi că am musteața la mine, Nocivane. Dă-i cu bâta în cap, dă-i cu bâta în cap. Uite-l cum fuge, mă, Rulandu. Vezi că îi dau cu bâta. Frică, vezi că îi dau cu bâta de la spate. Oh my god, oh my god, oh my god. Mi-o cam scăzut viața. Da, vezi sincer că trebuie și mie. Doar să fugim de el, adică nu cred că trebuie să ne luptăm cu el. Ca să fiu sincer. Că nu pare să aibă o viață sau ceva. Cred că trebuie să reziști cât mai mult, ok, da, bun. Da. Se zice să o mănânce pe G27, îmi pare rău, dar... Ia vezi că vine după mine. Vezi că vine după tine. Da, bă, din spatele meu. Nu și va de iar de pe mine. Hai după mine, hai după mine. Barbașane, hai după mine, bă. Nu, te vrea pe tine, îmi pare rău, te vrea pe tine. Unde-i, mă? Yo! Uite-l acolo. Se teleportează așa random la oameni. La cușcă, urâtule. Nu vrea să-i întreba. Nu, cu buton, coapă, stai invincibil, ce are? Ok, după G27 din nou. Gata, a dispărut. Bine. Ăsta e un doctor nebun care face experimente secrete pe noi. Trebuie să fim realiști. Ce că psihopatul ăla a încercat să ne mănânce. A, și el zice, na, imposibil, i-a închis acolo. Da, am avut cu toții așa un visurăt, un coșmar. Da, deci zic eu, face experimente secrete pe noi și un battle royale ce se întâmplă aici. Ok, cine rămâne ultimul în viață câștigă. Eu am murit deja odată, că m-ați aruncat voi carne de tun. Uite-l pe domnul doctor.
Ia, bă, mâncăm și noi ceva înainte să mergem în ambulanță. Ar merge, ar merge, să ne crească viața. Ceva de mâncare, ia, ne întreabă ce vrem să mâncăm. Da, și că să nu părăsim camera asta niciodată, că se întoarce el imediat. Ne dă asta de mâncare, Cică. Doamne, doamna asistentă, cheeseburgeri, nu cred că ne dă. Cred că e un monstru. Hai să mâncăm niște cheeseburgeri. Ne-a bătă în cap. Ia uite, hai, mergem cu ambulanța după aceea. Mamă, ne răpește cu ambulanța. Ia, ia, vezi că îl mănânc. Îl aude Baldi sau mi se pare mie? Da, se aude ceva. Jur că e Baldi cu liniarul lui și verde în direcția aia. Acolo, e posibil, da. Mănâncă, mănâncă burgerul. L-am mâncat. Că am un sentiment ciudat despre doctorul acesta. Da, îți zic eu, vaiga, ce e un doctor nebun care vrea să facă experimente secrete pe noi, să ne transforme în zombie, în monștri și să ne arunce gen... Au văzut și ei acum animale. Culoarea asta verde, așa strălucitoare. Eu am văzut-o înainte. Hai, mergem, intrăm acolo. Eu mă duc că nu mi-e frică de nimeni și de nimic în viața asta de câine. Hai, mă! Nu ne lasă? Ba da. Asta e ca bunicul mă ce l-a jurat experimente secrete pe oameni. Ce de experimente face pe aici? Cred că... Să nu-mi zici că e să ia. Cred că da. Ce se întâmplă în spitalul acesta? Dar nu ești tu, că uite, I am not too dinașul și mai are și musteață. Asta e ilegal, se fac teste ilegale pe oameni. Oh, no. Încă 10 secunde. Mama. Enter the main. Hai cu mine aici. Aici trebuie să intrăm, păi cred. Păi nu cred, de acolo am venit noi. Am murit. Ok. Nu te duci și tu că am murit? Am murit de două ori până acum. Ia uite-l pe Nociv Kiel. Ce că știam că doctorul acesta nu o să facă nimic bun sau ceva de genul ăsta. Voi copiilor, nu mă ascultați. Ia uzi. Copii băgăcioși. Da. Ce că n-am vrut să se întâmple asta. Dar nu-mi dați de ales. Hai să vedem cine face domnul doctor. Eu nu știu pe unde vin și eu înapoi acum. Vezi că au zis fata asta că spunem la poliție tot. Ce s-a întâmplat? Alo, poliție? Băi, eu nu pot să vin la voi, sunt singur aici cu experimentele astea, jur. Serios? Sunt blocat aici în laborator. Dă-ți reset dacă nu. Dar o să-ți mai ia 35 de robot. Da, să mai ia 35, da. Au venit asistentele nebune pe noi. Boss, gemene. Da. Le vezi și tu? Cârca. Unde ești? Batele. Nu le văd, le-am văzut acolo numai, dar nu pot să mă întorc la voi. Ah, ok. Eu rămân aici. Mamă, vezi că o dăm cu asistentele nocivane. Gata, sunt rip, le-am dat bucata. Nocivane. Poate mai ai și pe mine acolo. După, că eu sunt full HP, nu o mai plătesc. uite, avem o cartelă, adică trebuie să căutăm o cartelă, gen, ca să putem să intrăm pe următoarea ușă. Uite cartela, da. O găsit-o cineva, bun, s-a deschis ușa. Gata, am găsit ieșirea. Hai să scăpăm de doctorul ăsta nebun. Mergem pe aici. Doamne, puteam să devin eu psycho ăla. Tu unde ești? Stai, că cred că mă ia și pe mine, acum nu sunt sigur. Ce sunt lasere? Da. A, nu, m-a lăsat aici, am dat 35 de roboși ca să mă lase blocat. Uite și tu vorbești acolo încă. Da, eu sunt cu voi. Okay. Mă duc încă o dată pe aici, o să mai mor o dată. Nu pot nici să mor, ba da, pot. Nu, pot să dai reset, cred. Mai dau 35 de robux. Și acum mai mori o dată la lasere și mai dai încă 35. Cum ar fi? Deci au murit o grămadă aici. Aba, nu te-a dat după lasere, bă! Nu-i corect. Te împing. Ai fost pay to win. Da, sunt pay to win mereu. Bun, hai să mergem mai departe. Cred că pe aici trebuie să mergem, sau? Nu, trebuie să ajungem până aici, până se scurge timpul. Numai noi doi am mai rămas, nocivane. Bine, mă, efectiv, mai suntem doar noi doi în spitalul ăsta nebun. Au dat drumul la alarme. Nu avem prea mult timp. Odată m-ai omorât tu, odată jocul când m-a lăsat să trec. Și odată m-a băgat eu într-o ușă și nu știam că mor că ating o ușă. Deci nu-i vina mea, ok? Trebuie să ne ascundem, ce că zici tu. Da, eu zic, hai să ne ascundem. Da. Uite aici, e o scară, gen, hai să mergem în ventilator, aici nu stă ventilator, în gaura de aerisire. În ventilație. În ventilație. Ia. Yeah. Mă, un gas, ne suntem un pic am sas. Mare e gaura asta de ventilație. Doamne, iartă-mă, suntem șobolani.
Se pare okay, că suntem în gaura de ventilație, nu ceva, ne da. Da, da, aici e un labirint. Nu orice gaură de ventilație, hai cu mine. Dreapta? Știu eu, da, da, da. Merge faza cu dreapta? Dreapta mereu. Mamă, știe nu ceva, nu o scurtătură. Păi nu, că e bine. Am verificat pe acolo, tot merge în dreapta. Și nu e o scurtătură. E faptul că nu te pierzi. Asta e ideea, faci mereu, mereu dreapta. Ia vezi. Știu eu o scurtătură, uite aici un RTX 3070 pe perete. Nu ceva, nu acum 2 secunde. Nu e o scurtătură, dar faci mereu dreapta. După 2 secunde, hai că știu eu o scurtătură. Da, dar am zis la miștacă, că nu e scurtătură. Ia vezi. Bine, bună scurtătură. Dar mai erau mai multe căi de ieșire, vezi? Da. Ok, mica, am frică să ating exitul ăla, eu nu mai ating nicio ușă. Da. Oh my god. Avem mare obi. Da, prieteni, cred că mai dau 35 de Robux. Hai să mergem, vezi că e cu timp. Da. Oh my god. Rații. Ăla-i. Bine, era și să acum ce alegem, stânga sau dreapta, nu ceva? Dreapta mereu. Dreapta? Dar nu merge să alegem. Cred că după aceea. Păi fii atent că sunt exact două pentru fiecare, că suntem groași și nu căpem amândoi pe singur vent de ăsta. Nu, că ne punem acum să alegem. Opa! Ia uite, da, ne punem okay, să alegem. Hai să ne gândim. Mamă. Avem două opțiuni. Într-un nou o să murim, clar. Ori alegem unul stânga, unul dreapta, să rămână unul în viață, ori murim amândoi. Ce alegi? Mă duc în stânga. Eu mă duc în dreapta. A murit. Cum? Shoda Vent, am văzut, Elisas. Ia uite Eli poliția. Killer. A venit șeful poliției și l-a prins pe doctor. Ok, cred că dau 35 Robux. Nu cred că mai trebuie să dai. Am cred dat. Că ăsta e finalul. Sunt și eu aici în final cu tine. Suntem la gunoi amândoi. Mamă, hai să decidem acum cum îl pedepsim pe doctor. Hai. Vezi că și eu pot. Jail forever îi dau. Un an, eu dau forever. Un an doar, că a fost prietenul meu, a fost de treabă și decid. Okay. N-am mai putut. N-am mai avut timp. Da. Oricum dădeam și eu pe viață. Pare rău, domnule, făceam doar zice polițistul, ia vezi. Gata, s-a dus. Ia uite, plânge. Pe viață, bă! S-a enervat, bă! Ia uite ce față are. Așa au făcut, cum a făcut eu, așa au făcut și el. Nice, bine, bă! Cred că nu trebuia să mai dau 35 Robux acum la final. Da. E că am dat degeaba. Ai făcut giveaway. Ia vezi unde ți eu. What? Unde? Eram pe verticală, știi? Ok, gen, eu îl vedeam. Toată lumea era doctor. Pe verticală. Ok. Da, nu știu. Bun, bine. Cam acesta a fost episodul Hudinașilor. Sper că v-a plăcut. A fost super, super interesant minigame-ul acesta. Să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările și mă duc să-mi dau jos mustața. Pa, pa! Pa, pa!